Dragii telespectatori, am revenit cu partea a doua emisiunii Se întâmplă la USV și continuăm să vorbim cu reprezentanții Facultății de Educație Fizică și Sport. Alături de noi se află și Andreea Lazar, secretar admitere pe facultate. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Revenind la facilitățile acestei facultăți, pentru că vorbeam înainte de pauza de publicitate, mi-ați putea spune puțin și care este relația cu celelalte centre universitare din țară, din străinătate, mobilitățile Erasmus? Sunt interesați studenții să opteze pentru aceste mobilități? Polina, te rog, aici e domeniul tău. Da, deci avem relații de colaborare cu majoritatea universităților care au facultăți de profil în structura lor. Pot să mai menționez aici, să zicem, la relații externe mai apropiate cu Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, care avem un protocol de colaborare și organizăm și o conferință științifică internațională și la fel trei dintre cadrele didactice din facultate au și conducere de doctorat în cadrul acestei instituții din Republica Moldova și la care se adaugă de la Cernăuți Universitatea Iuri Fetkovici, tot că au program de educație fizică și sport, colaborăm și cu ei, să zicem, pentru că sunt mai apropiați din punct de vedere al distanței, să zicem, și colaborarea o putem numi ca fiind mai strânsă. În plus, celelalte centre din zonă, la fel Galați, ar trebui menționat în mod special pentru că într-un trio organizăm această conferință științifică pe rând în fiecare universitate, deci Universitatea Dunărea de Jos din Galați, la care se adaugă colegii de la Bacău, Iași, Cluj, Brașov, Constanța, Pitești, Craiova și toată țara colaborăm și se distinși la colaborări cu centrele universitare unde avem, unde există aceste programe de studii. În plus, pe partea de mobilități Erasmus, an de an reușim să trimitem studenți cu mobilități de studiu în principal, obținem studenților noștri pentru mobilități de studiu la partenerii noștri din Uniunea Europeană sau la țările asociate care sunt participante la programul Erasmus Plus și aici, dacă ar fi să o luăm așa cât de cât geografic din zonele mai depărtate, avem protocoale interinstituționale de colaborare cu universități din Danemarca, Portugalia, Spania, Italia, Slovacia, Polonia, Croația și Turcia. An de an studenți merg și studiază în cadrul acestor universități parteneri și încurajez să facă acest lucru și în continuare, pentru că pe lângă experiența profesională, care poate să fie nouă, poate să fie inedită sau ușor diferită față de ceea ce este la noi la universitate, este și o experiență de viață prin un alt mediu social, cultural, la care trebuie să se adapteze pentru a face față rigorilor, la care se adaugă și cunoașterea unei limbi străine. De astfel, la dosarul pe care îl pregătesc ei pentru a se înscrie la aceste mobilități Erasmus, contează foarte mult și cunoașterea unei limbi străine, fiind un interviu în acest sens și un test scris. Deci, an de an, undeva cel puțin 3-4 studenți merg și studiază la acești parteneri externi, să vedem ce se întâmplă chiar în acest an. 3 studenți sunt plecați, să vedem în continuare ce se întâmplă în contextul acestei pandemii, atât cu programul on-site, deci la fața locului din universitatea noastră, cât și al partenerilor. Suntem în așteptare. Vedem cum evoluează această situație epidemiologică și dacă va fi posibilă deplasarea studenților la partener sau se va merge pentru o perioadă pe varianta online desfășurarea acestor activități în cadrul mobilităților Erasmus. Așteptăm și noi clarificări în această direcție și totodată să vedem cum evoluează această situație epidemiologică la nivel european, în principal, ce ne interesează pe noi pe partea de colaborări. Cum s-au desfășurat orele online în perioada aceasta? Da, bizar. Trebuie să vă spun acest lucru din start. Eu personal pot spune că ele s-au desfășurat conform regulamentelor și atunci am încheiat mare discuția, dar trebuie să precizez că atât pentru profesori cât și pentru studenți, acest lucru înseamnă o pierdere. Odată ce studentul poate să intre, cum am intrat noi în această videoconferință, și
apoi să facă orice altă activitate, pentru că știm bine, microfoanele trebuie să fie închise pentru a nu se crea zgomote suplimentare, zgomote de fond și e greu de acceptat din partea studentului că primește informații de la un om, de la o ființă vie, prin intermediul mașinilor, prin intermediul unei tehnologii care uneori nu își face datoria, nu toată țara este acoperită la fel de bine cu semnal pentru domiciliu pe care îl are studentul respectiv să îi permită, mă rog, amplasarea geografică pe care o are, să îi permită întotdeauna cele mai bune condiții de receptare. Pe de altă parte, noi ca profesori, vreau să vă spun că, cel puțin pe mine mă încearcă această senzație, în momentul în care transmiți o informație pe care ai mai transmis-o și în anii anteriori, poate de mai multe ori, primul lucru pe care îl urmărești este reacția auditorului din fața ta. E o problemă mare, dar așa cum toată lumea s-a descurcat, faptul că nu putem vedea reacția studenților noștri atunci când nedumerirea sau entuziasmul sau orice altă stare l-ar încerca mă trimite pe mine pe o anumită direcție de continuare a mesajului științific al cursului, în condițiile acestea suntem nevoiți să acceptăm cursul în ultima vreme, îl voi prezenta și acum și să sper, să trag speranța că studenții care doresc să învețe cu adevărat vor învăța. Vedeți, aici se pune problema opțiunii pe care o are studentul, aceea de a munci, de a se perfecționa, de a dori să obțină note mari, pentru că știți foarte bine, notele mari la noi departajează studenții din punct de vedere financiar. Sunt foarte mari beneficiile, foarte mari în raport cu ce înseamnă nu o să fac avere, evident, nimeni din bursele pe care le dă universitatea, dar e vorba despre sume care acoperă foarte bine cheltuielile pentru a asigura o viață de student, să studiezi, să înveți, să cercetezi, să faci proiecte, să te transporti, să mănânci, să te odihnești în condiții foarte bune. Deci bursele pe care facultatea le pune la dispoziția studenților sunt de la 1000 de lei bursa de performanță științifică, culturală, artistică și sportivă, până la 900-800 de lei bursele de merit. Sunt două categorii de burse de merit, cu studenți care au, evident, medii peste 9,50 sau între 9 și 9,50 respectiv. De asemenea, sunt bursele sociale la 600 de lei. Mai sunt burse de performanță, burse speciale de performanță sportivă. Există acele burse speciale pentru studenții care au devenit părinți pe parcursul studiilor. Sunt sume destul de mari, la până la 6.000 de lei, ajutoare pentru ca natalitatea să fie în centrul preocupărilor noastre ca instituție națională, instituție care este de interes național. Și toate aceste lucruri ar fi, să spunem, completate de aprobarea la ultima ședință de Consiliu de Administrație pentru studenții din anul 1 și studenții din anul 2, deci cu excepția anilor terminali, ca să fiu mai scurt. S-a aprobat atribuirea unei tablete sau unui laptop pe care să-l utilizeze cu cartelă SIM și cu acces la așa încât studenții să poată să urmeze și în situația în care această stare nedorită pe care o parcurgem cu toți acum ar putea să continue sau să continue la anumite limite, la anumite niveluri. E important să menționez aici faptul că dacă lucrurile vor continua să fie sub formă de restricții, deci activitatea se va desfășura restricționată de lege la ora respectivă, noi ne-am pregătit cu soluții pe care să le putem aplica atunci când e nevoie de distanțare, când spațiile nu ne-ar permite să-i adunăm pe toți odată, probabil că vom face cu grupe alternative on-site și online, adică a nu ne rupe cu totul de contactul cu studentul, contactul direct cu studentul este esențial pentru noi, pentru că activitatea de practicare a exercițiului o activitate pentru toată lumea, dar pentru cei care promovează, cei care predau exercițiul fizic trebuie să fie oameni cu calități pentru asta. Deci este un învățământ vocațional și asta este greu să se realizeze, să poți forma specialiști
prin învățământ online. Așadar, pe lângă foarte multă muncă, este nevoie și de vocație în acest domeniu. Bursele s-au păstrat pe toată această perioadă? Da, bursele au fost plătite pe toată această perioadă și au fost plătite la timp. Universitatea noastră beneficiază de un echilibru financiar, poate de invidiat de foarte multă lume, dar acest echilibru financiar și această stabilitate pe care universitatea o are acum și despre care puteți vorbi cu conducerea universității, evident, este urmarea unei perioade mai grele pe care am parcurs-o prin anii 2012-2013, perioadă în care, într-adevăr, și studenții au suferit în ce privește bursele. Acum, bursele au fost plătite integral și la timp. Și studenții, chiar dacă au cheltuielile pe care le-au făcut pentru a studia, pentru a-și procura materiale, cărți aduse de la biblioteci prin diferite forme, curierate și așa mai departe, tot ce înseamnă abonamente pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în facultate. E adevărat că bursele sunt, de fapt, stimulul pe care noi, pe care universitatea și studenții de la educație fizică beneficiază și ei, de acest stimulent pe care îl avem la baza construcției relației cu studentul. Studentul bun trebuie să primească ceea ce merită. Iar cel foarte bun trebuie să simtă că, foarte bun fiind, a primit drepturile pe care le are. Cu siguranță că studenții trebuie recompensați până la urmă pentru munca lor. Ne spuneți câteva cuvinte poate și despre promoția de anul acesta? Nu știu, aș ruga-o pe despre promoția de anul acesta, dacă știe ceva, pentru că dacă nu, o să încercăm noi să acoperim această întrebare. Da. Promoția de anul acesta, promoția 2020, în primul rând ce este nou la ei e că își vor susține lucrările de licență, bineînțeles și cei de la master, lucrările de disertație, în varianta online. Ceea ce nu știu cât de bine e pentru ei, de fapt poate e bine pentru că nu o să simtă poate așa mult acele emoții în fața unei comisii, poate fiind acasă, într-un mediu mult mai protejat, să zic așa, s-ar putea să se prezinte într-o formă mai bună și emoțiile să nu le dea peste cap prezentarea frumoasă. Promoția de anul acesta, am avut ore atât la anul 3 kinetoterapie, cât și la anul 3 educație fizică. Sunt niște copii extraordinari. Chiar pot să spun că cei de la kinetoterapie sunt unele din cele mai bune generații, pentru că am lucrat și am colaborat cu ei foarte, foarte bine. Majoritatea au înclinație spre profesia pe care au învățat-o și pe care au ales-o. Pe partea de, să zic așa, de desfășurare a orelor online, vreau să completez ceea ce a spus și domnul decan. Cred că cu această ocazie am înțeles cu toții că școala și implicit universitatea înseamnă interacțiune socială. Mai ales că facultatea noastră are un specific practic, deci cu atât mai mult. Noi ne-am descurcat un pic mai greu pe partea de online, pentru că dacă ne gândim la cei de la kinetoterapie, ei au recuperare în diferite cazuri și a fost foarte greu să facem doar la nivel teoretic. Părere de rău, a fost un semestru așa un pic mai compromis, să spun așa, dar să sperăm că, nu știu, cunoștințele din anii trecuți vor ajuta mai mult pe parcursul lor profesional. Iar ce ține de absolvire, vreau să spun că îmi pare foarte rău că nu au putut să ia parte la festivitatea de absolvire. Era un moment pe care îl așteptau cu toții. Vreau să completez. Vreau să completez ceva, pentru că la anul anii de finalizare, evident, nu mai putem interveni. Ei, odată ce încheie susținerea licenței respectivă a disertației online, se va susține, așa cum a spus și Andreea, ei pot să plece sau pot să rămână să-și continue studiile cei de la licență spre masterat. Însă anii 1 și 2 vor beneficia de un program, evident, cei care doresc, un program, să numim așa, remedial, ca să intru în acord cu proiectul pe care îl conduce domnul prodecan. Program în care vom face consultații pentru consultații practice, și aici mă refer la deprinderile profesionale specifice profesorului de educație fizică, respectiv kinetoterapeutului. Consultații
atâta timp cât ne vor permite spațiile, laboratoarele, sălile de sport, terenul de sport și așa mai departe, să facem consultații pentru a repara ceea ce nu s-a făcut în mod practic în timpul semestrului al doilea. Deci discipline din acest semestru 2, care se încheie cu sesiunea începând de azi, va fi reluat acolo unde studenții vor dori. Sigur că noi comunicăm mereu cu studenții și cred că vom ajunge la cea mai bună soluție pentru ca cei care doresc să-și perfecționeze deprinderile profesionale specifice să poată să facă acest lucru pe parcursul semestrului 1 și a semestrului 2 din anul următor. Ce priorități aveți pentru anul în curs? Pentru anul următor, de fapt, pentru că anul în curs este pe gata, anul universitar. Sunt mai multe lucruri pe care ni le dorim. Unul dintre ele a fost rezolvat și înnoirea terenului, suprafeței de la terenul sintetic excepțională. Eu cred că aici veți avea de dezvoltat mai mult cu domnul profesor Covaș în ce privește programele de la Departamentul de Sănătate, acolo unde se încearcă acreditarea unor programe noi, cum spuneam, tehnică dentară și nutriție și recuperare la masterat, tehnică dentară, program de licență fiind. E una dintre prioritățile facultății noastre pe care noi o susținem, cei de la Departamentul de Educație Fizică, strategia fiind stabilită de comun acord sau în funcție de posibilitățile departamentului de către conducerea universității. Este o dimensiune strategică, din planul strategic, de fapt, al universității. Ne dorim ca prioritate în continuare înființarea unei școli doctorale în domeniu, lucru care nu este foarte simplu pentru domeniul educației fizică și sport la Suceava, și de asemenea ne dorim să continuăm activitatea în aceeași termen de calitate pe care am avut-o până acum, poate cu o mai atentă și mai mare grijă în ce privește selecția candidaților pentru admitere. De aceea, în momentul acesta, pot spune că suntem, mai este o singură facultate din România care dă probe de control și a anunțat acest lucru, că va susține probe fizice la examenul de admitere, la concursul de admitere. Noi menținem acest lucru și, așa cum spunea domnul prodecan la începutul intervenției, la începutul emisiunii, doar dacă legea nu ne va permite să facem acest lucru, nu vom face. De aceea aș ruga pe toți cei care sunt candidați, posibil candidați la admitere la facultatea noastră, să se pregătească, pentru că nu am nimic de pierdut dacă se pregătesc foarte bine pentru o anumită probă și nu va trebui să o susțină, pentru că pregătirea lor fizică nu este decât în folosul lor și acest lucru îl vor ști pe tot parcursul vieții. Dacă domnul prezident dorește alte preocupări în viitor, da, din punct de vedere administrativ, așa mai apropiat de perioada actuală ar fi faptul că trebuie să reacredităm domeniul de masterat știința sportului și educației fizice, în acest sens chiar înainte de a ne stopa această pandemie activitățile am reușit să depunem la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior dosarul, deci la începutul lunii martie. Așteptăm acum răspunsul să vedem cum se va realiza această vizită pentru a evalua nivelul nostru. Există o variantă online, o procedură pentru variantă online sau poate spre toamnă, în contextul în care epidemia ne va permite să poate nu va mai fi atât de agresivă sau va dispărea de tot, să se poată desfășura în campus cu vizita comisiei, a spațiilor și a tuturor condițiilor pe care le oferă universitatea, și tot în acest moment se încearcă finalizarea dosarului pentru evaluare la 5 ani a programului de studiu kinetoterapie și motricitate specială, care tot. Deci aceste două programe, deci ceea ce v-am spus, aceste evaluări se fac periodic la 5 ani, sunt chestii uzuale, obișnuite, prin care trece orice program de studiu pentru a se verifica dacă îndeplinește condițiile și standardele academice pentru desfășurarea unui act didactic științific de calitate. Până acum n-am avut nicio problemă în acest sens și cu vizitele care au avut loc am reușit să obținem grad ridicat de încredere. Domnilor profesori, aș vrea să îmi spuneți de ce credeți că un proaspăt absolvent de liceu ar trebui să dea admiterea la USV și implicit la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Da. Eram pregătită să dau eu răspunsul, pentru că
Am mai spus-o și într-o altă emisiune și repet, eu sunt absolvent al USV-ului, implicit al Facultății de Educație Fizică și repet, din nou sublinim faptul că nu vreau să fiu subiectivă, dar cei 5 ani petrecuți la universitate, la Facultatea de Educație Fizică, au fost unii din cei mai frumoși, pentru că am avut parte de foarte, foarte multe experiențe. Pe lângă aceste experiențe inedite și faptul că este o facultate foarte dinamică, ce pune foarte mult accent pe partea practică și pe partea de dezvoltare personală implicit, vreau să spun că am avut parte de niște cadre didactice foarte dedicate. Pe lângă asta, atunci vreau să spun că cei care doresc să vină la facultatea noastră și cei care se implică vor fi recompensați atât pe partea financiară, pentru că a povestit domnul decan despre acele burse și despre acele quantumuri care sunt foarte, foarte mari acum. Spre exemplu, eu când eram la facultate și luam bursă de merit, erau doar 3 pe facultate, dar primeam doar 200 de lei în acea perioadă. Iar acum, uitați că sunt burse și de 800 și de 1000 de lei. Deci, un viitor student, dacă alege să vină la facultatea noastră, are mai multe beneficii și va avea, pot să spun așa, o experiență foarte frumoasă, atât pe partea de educație fizică, pentru că eu am absolvit și programul de studii educație fizică, cât și pe partea de kinetoterapie și motricitate specială. Sunt oferta educațională, să spun așa, este foarte complexă și se axează foarte mult pe dobândirea multor deprinderi pe care să-i ajute în viitoarea lor profesie. Sunt foarte multe stagii de practică, atât pe partea de educație fizică și cât pe partea de kinetoterapie. Studenții pleacă în baze de recuperare, unde efectiv iau contact cu pacienții și cu partea de recuperare după diferite traumatisme. La fel, pe partea de educație fizică sunt acele stagii la schi, sunt acele ore de not, sunt acele ore în care se învață toate disciplinele sportive. Deci e foarte dinamic și e foarte, foarte plăcut, dar bineînțeles trebuie să-ți și placă acest domeniu ca să poți să guși din tot. Să nu uităm că există facilități, cum ar fi clubul, existența clubului sportiv universitar, unde sportivii de performanță pot să-și manifeste calitățile și nivelul de pregătire. Există ansamblul Arcanu al Universității Ștefan cel Mare, care de asemenea întotdeauna a avut și studenți de la educație fizică, aceștia fiind motrici și fiind buni dansatori, ca să spun așa. Sunt foarte multe acțiuni, cum spunea Andreea, sunt foarte multe acțiuni și activități care, de exemplu, curs de inițiere în dans, pe care tot Andreea l-a coordonat pe parcursul semestrului 1 și încă ceva din semestrul al doilea, inițiere pe care au făcut-o toți studenți care practicaseră dansul, câștigăm pe toate părțile. Acei studenți care sunt specializați, sunt dansatori, să spunem, de performanță sau au fost dansatori de performanță, își de deprinderile didactice, iar ceilalți studenți, și nu numai de la educație fizică, ai studenți de la toate facultățile, de la geografie, de la litere, de la drept, au venit studenți și au umplut sala pentru a învăța să danseze diferite tipuri de dans, asta fiind un exemplu de acțiune pe care o punem la dispoziția, ca ofertă la dispoziția studenților care vin și nu numai celor din anul întâi, evident. Sunt multe acțiuni, facultatea este dinamică, așa cum spunea și Andreea, tocmai pentru că oamenii sunt dinamici, pentru că oamenii nu au liniște până când nu văd că au făcut ceea ce ar trebui să facă și eu cred că avem o bună calitate a resursei umane la noi care ne permite să abordăm orice tipuri de activități pe care le-ar solicita studenții sau pe care le-ar impune obligațiile pe care le avem prin planurile de învățământ. Cred că ar trebui de completat și baza sportivă de care dispunem, acel teren sintetic proaspăt renovat, acea sală de sport, avem 2 săli de fitness cu diferite aparate pentru a lucra diferite grupe musculare, sala de sport, se țin cursurile de atletism în sala de atletism,
Și pe lângă baza materială și condițiile pe care le oferă universitatea în spațiile de locuit, respectiv în cămine. Eu am stat 5 ani de zile în cămin și am avut toate utilitățile, deci a fost foarte, foarte bine, chiar și cu încă 3 colegi în cameră. Deci sunt foarte multe avantaje pe care le oferă. Despre restaurantul studențesc, unde știm că își iau prânzul, cel puțin prânzul, o mare parte dintre, nu numai dintre universitari, ci și dintre vecinii noștri, bine apreciată, cred că este cunoscută, dar poate cei din alte parte, din alte județe, nu știu despre servirii mesei la universitatea noastră, care este una dintre cele mai bune. Și aceasta trebuie menționată, pentru că face parte din viața noastră de zi cu zi. Sigur, așadar, Facultatea de Educație Fizică și Sport este o facultate de perspectivă, care absolvenți au șanse extrem de mari de a face performanță. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine în cadrul emisiunii de astăzi și vă doresc mult succes pe mai departe și mult succes la admitere. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos că ne-ați dat ocazia să ne prezentăm frumoasa noastră facultate. Mulțumim din suflet!